Primarul Sucevei Ion Lungu a anunțat că licitația pentru lucrările de extindere a rețelei de gaz metan în Burdujeni Sat și în cartierul Tinereții va avea loc pe 31 mai. El a spus că speră să nu apară contestații, astfel încât investiția estimată la aproximativ 3,5 milioane de lei fără TVA să o demareze în acest an. Termenul de execuție este 36 de luni. O veste bună pentru cetățenii din Burdujeni Sat. Pe data de 31 mai, deci în această lună, în ultima zi a lunii, va avea loc licitația pentru gaz metan. Sigur că a durat mult la NRMAP, ANP, SEAP, până am trecut în toate furcile de caudine, cu saci, documentații și așa mai departe. Așa cum se știe, acolo discutăm de extinderea rețelei de gaz metan pe număr de 33 de străzi din cartierul Burdujeni Sat și din cartierul Tinereții Dealul Mănăstirii, la 1300 de imobile. Valoarea, acolo mai avem o asociere. Efortul primăriei este de 3.526.826 de lei fără TVA și sigur că ne dorim noi ca în acest an să demarăm lucrările de extindere a rețelelor de gaz în cartierul Burdujeni Sat și în Dealul Mănăstirii. Toată problema și necunoscută este legată de contestații la licitații. Proiectul presupune extinderea rețelelor de gaz metan pe 33 de străzi, unde sunt peste 1300 de imobile.